și bine v-am găsit la Prof Online cu exercițiile matematică. Bine le vedem. Să le spunem prietenilor noștri că merită să ne urmărească, să fie atenți, că facem niște lecții deosebit frumoase. Deci tema pentru acasă. Tema pentru acasă. Clasa a doua. Știi, mi-e poftă să mai fac un antrenament la o mulțire, după care trecem. Nu cu 3. Cu 3? Nu. Nu? Dar 3 și 2? Mai scurt. Doar 2. Deci 3, 1, 3, un factor. Așa se cheamă. Un factor să aibă 3 și altul să aibă 2. Dă-l rup la care. 786 ori 89. Yay! Ori 89. E calcul. Zic, hai, începe treaba. Ești la comandă. Ești cel mai fericit. Da? 786 ori 89. Egal cu 789 ori, în paranteză, 90 minus 1. 789 786, da? 786 ori 90 minus 1, da? Și cam mai departe, tu, te rog, repede, îl facem așa. 7860 7860 ori? Ori 9. Ori 9, așa. Mai într-un colț? Și minus, hai să terminăm mai și minus, dictează ca să scriu eu. Minus 786. Minus 786. Facem într-un colț 7869. 7860 ori 9. 860 ori 9. Vorbește. 900. Așa. 54. Așa. 5 de ținem. 9 rău, 72 și cu 5, 77, 7 și 7 reținem. Da. 9 ori 7, 9 ori 7, 63 și cu 7, 70. 70. Corect. 70.774. Deci, egal 70.740 minus... Minus 786. Așa. Și este egal, de rog acum. 016 asupra, că ne împrumutăm. Bine. 4. Da. Ne împrumutăm. 8. Minus 10, 2 și cu 3, așa, 5. 5, bun. 6 minus 7 nu se poate, n-avem nimic, așa. Ne împrumutăm, da. Rămâne 9 în față, aici 9, da. Și rămâne o 10. 10 minus 7, 3, 3 și cu 6, 9. Corect. 9. Și încă 9 și încă 1, 6. 9, 9 și 6. Cât 69.954. 69.954 este rezultatul corect. Corect. Și acum, nu știm dacă e corect. Nu știm. Abia când... Rezultatul găsit. Exact. Când o să ne confruntăm cu o altă variantă. 786 ori 89. Cum vă scrie? Într-o altă variantă. A fost 90 minus 1. Dar nu, sub altele faceți. Mergem direct la unele sub altele? Da. Ai găsit ceva acolo? Nu. Atunci, hai să ne ducem. Eu mă gândeam să zicem 80 plus 9. Hai să facem, hai să facem. 786 ori 80 plus 9. Da? 89 l-am desfășurat. Egal cum? Hai, ajungă. 7860. 7860 ori cât? Ori 8. Așa. Plus 786 ori 9. Și egal cum? să facem și asta altele. Deoparte, nu? Facem și mulțile asta. Dar nu putem să facem așa? Da, 774 încoperăm de problema de sus și scădem 786. Tu ai dreptate. Deci ceea ce am făcut mai înainte din da 70.740. Nu, 7.740, scădem un 786. Nu, un 7.860. 7.860. Bine. Deci scădem aici un 7.000, că aici se lua de 9 ori și aici de 8 ori. 7.860. Mergi pe bună ta. Îți dea același rezultat, nu? 0. 0. Apoi. 8. Așa. 8. 8. Înainte rămâne 9. 9 aici. Nu, 9 acolo. Aici 9. La 0. Așa. 9. Da. 2 și cu 6, 8. 2 și cu 6, 8. 8. Așa. Să vedem facem din nou. Așa. Și 9 minus 7, 2 și așa. 6. Și 6. Deci rezultatul 62.880. 62.880 plus 786 ori 9. 786 ori 9. Poți scrie 7860 minus 786. Deci cum propui să facem? 7860 minus 786. 7860, de unde e 7800? Nu. 700, nu. Acolo 7860 minus 700. De ce minus? Că aici ori 9 a fost. Și ori 9 am acum. Nu, pentru că e corect. 70.000. Nu-i 70.000. Hai să văd dacă ești pe fază. A, nu e 62. Nu e 70.000. E 600. Păi. 62.880 minus 700. Plus. Asta cât face aici la cuplu. Fă legătura între asta și asta. Să văd acum dacă te prinzi foarte repede. Că tot ori 9 este. La fel. Dar aici cât este? 786. Așa. Adică 0 ăla nu mai pune. Și a devenit 774. 7074. 7074. Deci plus 7074. Și cât face la calculul ăsta? Este egal cu... Da. 4. 15. Bun. 5 și 1 scriem de sub. Da. De sub la 5. Sub 5. Da. 8 cu 0, 8. Și cu 1, 9. 2 și cu 7, 9. 69. 2 și cu 7, 9. 60. Este același rezultat? 69.954. Hai să vedem. Acum ne ducem două la fel de rezultate, identice. Ne ducem acum? Pe a treia variantă, viteză maximă, da? Da. Ia să vedem. Eu deja am scris. 786 ori 89. 54, 4 și 5 rețin. Da. 8. Am spus corect, dar nu am scris corect. Am înțeles. Zia, salut de toată lumea. 8 ori 9. 8 ori 9, 72. Și 72 și cu 5, 77. 7. Da. Și 7 reținem. Da. 9 ori 7, 63. Și cu 7, 70. Da. 70. Ne-a dat prima linie. Așa. Da, ne-a dat. Bun. Nu ne-a dat. Cum ne-a dat? 7074. 7000. Uite, 7074. 7074. Acolo. Aici este că e fără 0. Acolo, vedeți acolo. La... Așa. Asta de aici, nu? Da. Asta e linia de la mulțirea asta. Acum cu 8. Punem un biflu. Da. Scriem 0,4. Așa. 8 ori 6, nu, 6 erau 48. 8. 8 și 4 reținem. Da. 8 ori 8, 64. Și cu 4, 68. 8 și 6 reținem. Da. 8 ori 7. Nu, 7 ori 8, 56. Și cu 6, 62. 62. Vedeți? Avea o linie. Ia să vedem. 6, 2, 8, 8, 0. 6, da. 2, 8, 8, 0. Este, nu? Da. 4. 4. 4. Așa. 15. Da. 9. Iarăși. 9 și un 6. Și un 6. 69.900. Este excelent. Într-adevăr, suntem buni, suntem pe fază, facem performanță, fără greșeală, da? Observ că mergem fără greșeală. Și acum, hai să compunem o problemă. Stilul. Da? O problemă cu... De ce cu stilou și cu caiet? Da, am eu o problemă. Ai tu? Da. Ia să te dai. Uite că fratele tău ți-a și găsit o problemă. Ia să vedem. Deci, găin plus rațe plus gâște egal cu 96. Găinile plus rațele plus gâștele, găini, rațe, curci. Curci. Așa. Egal cu 96. Egal cu 96. Așa scrie. Găinile plus rațe. Găinile plus rațele? Sunt 74. 74. Perfect! Rațe plus găini sunt 46. Rațe plus... Rațe plus curcan. Curci, da, plus curcan. Așa, sunt? 46. 46. Perfect! Întrebare. Câte găini are? Câte sunt de fiecare? Gata! Da. Am rezolvat. Cum? Deja știu curcanii. Deja știi curcanii. Cum faci? Din a doua operație și din prima. Din prima și din a doua, tu vezi că sunt 74. Văd că toate erau în loc, sunt 96. Așa. Se scad curcanii. Să scadă găinile și rațele. Găinile și rațele, da? Și rămân curcanii. Corect, corect. Deci, din, practic, găinile și rațele locuim sus. Și vom avea prima relație de bine 74. Plus... Ai scris și tu ca domn profesor? Uite, domn profesor, a scris corect. Mi-mi place cum o scris. Foarte mult. Așa. Dar nici o scris așa. Ia uite-te bine. Asta m-ar fi interesant. Foarte bine. Deci, știi, domn profesor, să scrie. Da. Deci, să tot atenție, Mario, atenție. Așa faci și tu. Da? În clipa în care ai văzut așa pe tablă, și ai spus repede. Păi eu zic, mă descurc din primele două relații, că văd plusul cu, la curcani este aici. Da? Da? Și atunci am zis 74 plus curcani egal cu 96. Bravo. Și deci, curcanii cât sunt? Curcan egal, da. 96 minus 74. 74. Așa. Când? Și cât face, te rog? 6 minus 4, 2. Da. 9 minus 7, 2. 22. 22. Și acum pot să aflu rațele. Cum? Afli rațele. Înlocuim în ultima relație C cu 22 și o face 46 minus 22. Deci aici te duci repede, pentru că curcanii știi. Deci prima relație devine, a treia relație devine rație plus curcanii 22 egal cu 46. De unde constatăm? Și după aceea o să ne ducem la a doua relație. Corect. Aflăm rațele și scădem rațele din 74. Și te-ai descurcat foarte bine. Corect. Rație egal, 6 minus 2, 4, 4 minus 2, 2, 24. 24, rație. Și vom face la a doua, vom scrie 74 minus 24. Nu, 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 scrim așa. Înlocuind să vadă bine tot omul. Deci găini, scrim așa, găini, plus rație, care le știi, plus 24, sunt aflate, egal cu 74. Așa scriem, ca să se vadă la redactare. Înțelegi tu? Nu scrim de la scăderea, gata. Da. Și de aici rezultat scris, n-ai scris asta. Te rog frumos. Te rog frumos, nu fii comod. Să știi că ți arăt că e tu la film. Da. Arăt la film dacă tu nu scrii corect. Era pagina. Deci găini plus 24 egal 74. Da. Și atunci rezultă găinile de aici egal cu 74, vorbește. 74 minus 24 egal cu 50. Egal cu 50. Răspunsul pe care îl avem este următorul. Curcani egal 22. Vezi? Spune un răspuns la problemă. Rație egal cu 24. 24. Și găini egal cu... Și gâ egal cu 50. Iată, acesta este răspunsul pe care l-am dorit de aici. Tu, deci, în clipa în care ai văzut treaba asta, ai sesizat repede că poți face maniera asta, da? Bun. Haideți să compunem o problemă aceea cu două stilouri și un caiet... Vreți să compun eu? Da, sigur că... Mă bucur foarte tare să faci asta. Te rog. Să mă gândesc. Dar stabilim prețul mai. Te știi, șmecherea asta este. Stabilește tu prețul la stilou. Cât vrei să fie? Să mă gândesc. Repede, dă un preț la stilou. Stilou o să fie mai scump decât caietul, da? 10 lei. Cât? 10 lei. 10 lei? Stiloul nu, cred că... Hai să dăm un număr, nu chiar așa cu 10. 15. 15 lei. Și caietul? Caietul? Egal 15. Caietul egal 5. 5. 5 lei. Acum, facem prima relație. Compunem prima relație. Să mă gândesc cum să fac. Câte caiete vrei? Câte stilouri? Stilouri se cer mai mult. Deci vrei mai multe stilouri. Câte vrei? La data o să vă fac dumneavoastră. Hai. Nu, ia. Hai. Hai. 5 stilouri. În caiet trebuie să le scrii pe primul loc? Nu. Un caiet. Băi, două caiete. Hai să zicem. Două caiete. Că știu cum plec după 1 plus 3. Stilouri egal cu 15 de 3 ori, adică 30, 45 și cu 45 și cu 10, 55. 55. Foarte tare. Acum, 3 caiete. 3 caiete. Plus 6 stilouri. 6 stilouri, foarte bine. 3 caiete și 6 stilouri, vezi? Păi 10 plus 5, 15, 50, plus, sau, plus 45, egal 95, egal 95. Stai un pic, 6 stilouri, ai zis că... 95. Nu, dar gândește-te bine. 95. Nu gândește maxim, că tu știi asta. 95 plus 15. Dar dacă ai greșit, 15 ori cât ai? Ori 6. Dar nu faci așa repede, ci ți mai chinui. 15 ori 6. Am făcut 95. Păi nu, 15. Nu, nu, trebuia să zici, dacă tu te-ai gândit pe varianta cu 3, stilouri care costă 45 și în 6 stilouri câți de 45 sunt? 45 cu 45? De 2 ori 45, adică face cât? Acum el se duce la mulțire. Da. Hai că pierzi timpul numai. 270. Nu cred. Ați mai dat de o dată. 5 ori 6. 5 ori 6, 20. Ei, 20. 30. 30, 0, 3. Ai pus 3. 6 ori 1. Care e 6? Păi tu ai scris 4 aici. 6 cu 3? 9. 6 și cu 3? 9. Deci 90. 90. Altfel pe șmecheria care ai vrut să o faci tu, că tu ai spus 3 stilouri. 3 stilouri, 45 ai gândit anul trecut. Și fiindcă 6 de 2 ori câte 3. 45 cu 45 vine 90. Deci îți faci tot felul de șmecherii de astea ca să fii în viteză maximă. Noi urmărim să avem raționamentul cât mai rapid. Deci 90 și plus cât acum? Plus cât? 3 caiete plus 15. 15 și cu 90. Și cu 15 egal cu 110. 100? 105, da? Că 15 și cu 90. Plus 15. 5, 19, 10. Așa. Deci suntem atenți ca să facem. Bun. Iată, acestea sunt cele două relații. Și acum ștergem tabla, că prietenii noștri nu au timp să știe. Și acum spunem, să se afle un caiet cât costă, dar un stilou cât costă. Asta e întrebarea noastră, nu? Deci cât costă un caiet și cât costă un stilou. Și tu acum pornești la treabă. Trebuie să faci undeva să fie același număr. Da? Ca să mergem pe metoda comparației. Este pentru dumneavoastră. Nu pentru mine, pentru tine, că tu. Tu ești la comandă. V-am văzut eu, dar pentru mine. Deci ai compus o tur, dar pentru noi să o rezolvăm. Te rog. Hai. Ce facem aici? Unde vrei tu, unde ți este ție mai comod să faci compararea? Cum? Să scazi pe a doua din prima. Să scazi pe a doua din prima sau din a doua pe prima, da? Pe a doua din prima nu prea, din doi să scazi, că nu merge. Dă minus 1. Dă minus 1, sigur că dacă noi am mai discutat și chestia asta. 3 minus 6, minus 3. Bun, bun. Dar asta ar fi o idee ca să-ți obții tu unul ăla după care mergi foarte tare. Mergi prin mâna ta. Deci din cea de-a doua scădem pe prima. Și atunci va veni 3 scăzut 2, 3 caiete scăzut 2 caiete, înseamnă un singur caiet, da? Plus 6 scăzut 3, deci caiet, 6 stilouri scăzut 3 stilouri, plus 3 stilouri, este egal cu 105 minus 55, 105 minus 55. 5 minus 5, 0. Da. 9 minus 5. Nici 9. Nici 9. 100 minus 5, 5. 5. Deci 100 minus 50. 100 minus 50. Ca să vorbim în așa acceptatul. 50. Și acum sub asta punem ce punem? Sub ea punem una din relațiile de mai sus. Două caiete plus 3 stilouri costă 55 de lei. Spune-mi ce ai de gând să faci acum. Da? Două caiete și 3 stilouri, 55 de lei. La amândouă. Și putem să costă un caiet. Păi sigur că dacă ai deja comparația făcută. Și la prima am făcut, pentru că este un caiet în plus. Sigur că da. Vale 55 minus 55. Deci aici nu-i diferență, aici nu avem treabă, aici rămâne un singur caiet. Un caiet care costă diferența de 55 și 55. 55 lei. Foarte rapid am reușit. Și dacă știm un caiet, acum unde să ne ducem ca să aflăm stilourile? La prima relație sau alta care și mai șmecheră? La a doua. Cu un caiet plus 3 stilouri. E cea mai ușoară, da? Deci tu te uiți repede să vezi care are relația cu cea mai mici numere. Și acum, un caiet, adică asta devine un caiet care înseamnă 5 plus 3 stilouri este egal cu plus 50. Da? 3 stilouri egal cu 50. De unde reiese că 3 stilouri este egal cu 50 minus 5. Hai zi, vorbește tu dacă n-am dreptate. Egal cu 50. Minus 5. 50 minus 5. Și care îi face cât? egal 45 și acest 45 trebuie să-l împărțim. De unde rezultă, uite așa scrie, un stilou egal cu 45 împărțit la 3. Și egal cu 15. Egal cu 15 lei. Iată că am rezolvat problema, dragilor. O altă modalitate, în afară de varianta aceea care ai văzut cu scăderea, mai vezi o altă variantă deșteaptă în rezolvare? Nu. Numai câte mulțeam aici cu 2. Că dacă mulțim toată relația asta cu 2 și apar 4 caiete, 6 stilouri. Deja comparația s-a făcut și imediat îți dai seama de faptul că avem un caiet în plus. Da? Deci asta a fost o altă variantă. Sigur că prietenii noștri au învățat asta, le propunem să ne facă și eu o problemă. Așa, dragilor, printr-un comentariu, văzând filmulețul acesta, compune și voi probleme în genul acestora și așteptăm, noi vi le rezolvăm, sigur. Abia așteptăm să veniți cu probleme. Te rog, mai dau una? Da, te rog dacă ai una. Deci, 3 copii au 48 de coșuri. Deci, 3 copii au egale? Nu, nu, să avem informații, nu ne grăbim. Tu scrii 3 că 48 coșuri. Uite așa cum scrie. 3 copii, puncte, 48 coșuri. Primul are cu 8 coșuri mai multe decât al doilea. Primul are cu 8 coșuri mai multe decât al doilea. Iar al doilea cu 4 coșuri mai puțin decât al treilea. Opa. Adică al doilea au cele mai puține. Al doilea are cele mai puține. Ia să mă auzi pe mama. Deci, 3 copii au 48 de coșuri. Da. Primul, cu 8 coșuri mai multe decât al doilea. Iar al doilea, cu 4 coșuri mai puțin decât al treilea. Păi înseamnă că al doilea e cel mai mic. Cine e cel mai mic? Al doilea. Ia mai citim o dată. Primul, cu 8 coșuri mai multe decât al doilea. Da. Deci, pe al doilea să-l fac. Deci pe al doilea l-am făcut. Da. Și primul are cu 8 coșuri mai multe. Are în plus 8 coșuri, da? Da. Iar al doilea cu 4 coșuri mai puțin decât al treilea. Păi, al doilea e cel mai mic. Fiindcă el are cu 4 coșuri mai puțin decât al doilea, nu? Primul cu 8 coșuri mai mult decât al doilea, ați făcut. Bun. Da. Iar al doilea cu 4 coșuri mai puțin decât al treilea. Al treilea are mai multe sau mai puține? Mai multe. Mai multe, că al doilea are 4. Deci al doilea, la al treilea, uite să-l pun aici, la al treilea, pun pe ăsta cât avea al doilea și încă 4. El spune că are al doilea are mai puțin cu 4 față de primul. Adică față de al treilea. Cu 4 mai puțin decât al treilea. Deci, el a avut dreptate când a spus că al doilea e cel mai mic. Al doilea e cel mai mic. Deci, cu alte cuvinte, așa vom gândi. Pe al doilea, fiindcă l-a sesizat că e cel mai mic. Deci, primul cu 8 coșuri mai multe decât al doilea. Pe al treilea e cât Deci al doilea cu 4 coșuri mai puțin decât al treilea. Așa. Deci, fiindcă are cu 4 mai puțin decât al treilea, al treilea are pe cele 4 în plus. Da? Pe cele 4 în plus, al treilea. De aceea al doilea e cu 4 mai puțin decât al treilea. Da? Deci, într-adevăr, al doilea are cel mai puțin. Și mai avem și cu primul comparația, care înseamnă că primul are cu 8 mai mult decât al doilea. Iată, așa asta pare a fi situația. Înseamnă că... Să mai citească mama încă o dată, dacă... Nu! Ai răbdare. Nu putem să rezolvăm acum. Nu, să vedem dacă am făcut corect. Totdeauna, David, tu, Mariu. Trebuie să fim atenți când se enunță o problemă, să vedem dacă am înțeles bine. Că dacă cumva am vreo greșeală. Ia să vedem. 3 copii au împreună 48 de coșuri. Primul cu 8 coșuri mai mult decât al doilea. Primul e cât al doilea, am făcut bine. Dar și încă 8. Bun. Al doilea cu 4 coșuri mai puține decât al treilea. Ei, iată-l pe al treilea, care e ceva în plus față de al doilea, nu? Așa trebuie să înțelegem. Deci dacă al doilea e cu 4 coșuri mai puțin decât al treilea, asta înseamnă că al treilea are 4 în plus față de al doilea. Al doilea. Trebuie să zăbăm. Și acum, deci e corect făcută, nu? Partea figurativă. Și toți împreună au fac 48. 48. Acum te aștept pe tine să zici. E cel mai ușor. Ia să vedem. Cum? Adunăm și plusul. Da. Adunăm și plusul și după aceea toate să devină la un loc. O să fie egale. O să fie egale toate. Da. Așa. Deci scădem surplusul. Deci astea 48 minus 8 egal cu 40. Da. 40 minus 4 egal cu 36. Deci el spune 40 și 8. Scădem o dată pe 8 și egal cu 40. Și pe urmă din 40 scade și pe 4 și egal cu 36. Gata, am copil are 12. Pe 36 îl împarte deja la cât? La 3. La 3, dar de ce la 3 mai mult? Deci la 3 și la 4. Pentru că nu sunt 4 copii. Aha, 3 segmente egale avem. Mai 3 segmente egale. Păi 3 împărțit la 6 egal cu 12. 36 împărțit la 3 este egal cu 12. Ai zis foarte bine pentru că... Dar cum ai gândit? Aici nu prea mi-e clar cum părțit. Pentru că știu că 2 de 5 ori fac 10. Da. Și dacă de 3 ori fac 6. Și... 3 ori 3 împărțit la 3 egal cu 1. Ai, eu am făcut împărțirea. Ai făcut împărțirea exact. 3 împărțit la 3 egal cu 1. Practic, cred că ai gândit așa. Pe 36 l-ai gândit. 36 egal cu... 12 plus 12. 12 plus 12 plus 12? Da. Adică n-am luat așa la ghicitele. Deci, totuși, cum ai făcut? Și prea repede, nu? Nu mă așteptam ca să mă potmăriți. M-am gândit tare cât zică. Deci 30 plus 6. Hai să ne gândim așa. 30 plus 6. Dar profesor, ce m-am făcut, n-am făcut așa. Dar cum ai gândit? Am făcut 36 împărțit la 3, 12 și 12 și 12. Dar cum zici 13, 13? De ce 12, 12? Pentru că 6... Dacă ziceai 13, 13, 13, cât făcea? Pentru că mi-am dat seama că 3 trece peste 6. Și am încercat cu 2, 2, 2, 2. Va da 6. După ce am pus 12. Bun. Dar tu te-ai gândit la asta, că 30 împărțit la 3 face o 10. Și 6 împărțit la 3, 2. Da, da. Așa da. Deci asta este ideea. Acum, primul cât are, te rog, să răspundem. Primul copil are. Primul copil are 12. Primul copil? 12 plus 8, Așa, bravo. Deci 12 plus 8 și este egal cu 20. Al doilea copil. Al doilea copil are 12. 12. Și al treilea copil. Al treilea copil are 20 minus 4, 16. 20 minus 16. Dar cum ai făcut? Pentru că este cu 4 minus și am făcut 20 minus 4 și mi-am dat 16. Iar mai amețit. Eu m-am acceptat să zic 12 plus 4 ăsta. Tu te-ai dus, că este exact că primul are 20, au fost adunați 8, și atunci îți dă 4 jumătatea de înapoi. Deci faci tot felul de jocuri de astea care...